Vestea proastă a venit chiar seara trecută. Un profesor care predă la liceul din Novaci a fost confirmat cu SARS-CoV-2. Inspectorii de sănătate publică au demarat o anchetă epidemiologică și au decis ca 32 de dascăli în frunte cu directorul școlii să fie izolați, deși, spun aceștia, au purtat mască de protecție tot timpul, inclusiv la ședința cu profesorul testat pozitiv. Pe toți ne-a luat pe nepregătite, în sensul că noi așteptam. Mergeam în sistem hibrid, am hotărât să mergem în sistem online. Copiii știu, avem platforma activată deja din starea de urgență, deci din luna aprilie. Un profesor este infectat și o mulțime în carantină, așa că s-a luat decizia ca orele să se desfășoare online. Pentru asta, profesorii au anunțat că fac voluntariat și vor preda chiar și din concediul medical în care a fost nevoit să intre de aseară. Astăzi au venit la școală doar liceenii de clasa 9, însă doar pentru a ridica manualele. 36 cu 5. Îi spuneți domnului profesor cum vă cheamă. 36 cu 7. Copiii au fost anunțați pe ultima sută de metri că orele se vor ține pe internet. De ieri au fost în ședință profesori, din câte am înțeles, și o să facem școala online. Pe internet ai văzut anunțul sau da, cum ai aflat? Și pe internet s-a publicat, dar ne-au și anunțat și diriginții. Am avut o mare surpriză și foarte neplăcută din partea mea. M-aș fi bucurat să începem fix cu băncile, să stăm, să ne cunoaștem. Și să fie altă situație, nu chiar asta. Avem câteva persoane care sunt suspecte, din câte am înțeles, la Turburea și la Turceni. Vom decide și acolo. Pentru Turceni deja s-a adus în discuție problema încă din seara trecută, dar îi asigurăm pe toți, părinți, elevi, profesori, că vom face tot ce este cu putință ca lucrurile să meargă cât se poate de bine. În prima zi de școală, pe lângă acesta, a mai fost confirmat un caz de COVID-19 la o școală din Turceni, județul Gorj. Aici, 9 dascăli au intrat în carantină, însă cursurile se vor ține conform scenariului galben, pentru că au mai fost aduși profesori suplinitori, astfel că o parte din elevi va studia la școală, iar cealaltă jumătate acasă.